Deplasarea de la Târgu Mureș de Jo este văzută din posturi diferite de Gheorghe Hagi, respectiv jucători. Managerul tehnic crede că echipa sa joacă fără presiune în play-off, dar jucătorii încă mai speră la un titlu devenit iluzoriu după startul ratat de campionat. Viitorul are patru meciuri pe care le poate câștiga, varianta fotbaliștilor fiind mai apropiată de adevăr. Pauza competițională pare să fi venit în cel mai bun moment posibil pentru fece viitorul. Meciurile naționale i-au oprit temporar Liga 1, iar formația din Ovidiu a avut posibilitatea să-și reașeze liniile și să-și tragă sufletul după un start de sezon ratat oricât de neinteresant ar fi playoff-ul. În pauza dintre etapele 3 și 4 de playoff, primul adversar a intrat în insolvență, iar meciul de joi seară de la Târgu Mureș a devenit mai ușor, dar și mai important, la un calcul simplu, trei puncte în ardeal, reintroducând viitorul în ecuația titlului o spune printre rânduri și Gheorghe Hagi și Peșleau jucătorii, care realizează că șansa lor este una uriașă. Extrem de serios când vine vorba de meciurile echipei sale, Gheorghe Hagi s-a relaxat brusc atunci când în discuție a fost adus meciul dintre România și Spania. Regele a lăudat peul tricolorilor, dar a avertizat că debutul cu Franța de la Euro va fi diferit de ce s-a jucat la Cluj. Mi-a plăcut România, iar meciul cu Spania ne dă speranțe. Este adevărat că stilul spaniol ne place pentru că este o echipă care joacă, dar meciul cu Franța va fi diferit pentru că echipele și stilurile sunt diferite. Trebuie să credem însă în noi pentru că așa cum s-a văzut, dacă avem încredere putem pune probleme oricărui adversar și putem obține rezultate foarte bune, a spus Hajim. Partida dintre ASEA, Târgu Mureș și Fece Viitorul are loc joi de la ora 20.30.